văzut alături de invitatul meu, doctorul Ovidiu Dragoș Argeșanu, și vorbim despre toată această perioadă tumultoasă care ne produce foarte multe frici. Care ar fi cauza spirituală a acestei crize financiare? Pentru că toată lumea se teme de ziua de mâine, are grijă zilei de mâine. Haideți să vă spun ceva. Crizele au fost și or să fie. Mă uitam la criza din 2000, nu știu cât, 8 sau când a fost ea. Și m-am conectat la cer și era atât de liniște în cer, deci Balamuc era doar pe pământ. Și atunci am întrebat și eu, bine, am făcut și eu o meditație să văd ce se întâmplă și mi s-a spus așa, că orice criză nu face decât să rearanjeze valorile materiale. Adică, unii ori să devină bogați, unii care sunt bogați o să devină săraci, iar săraci rămân toți săraci, deci nu-i ridică nimeni. De fapt, este o rearanjare pe tablă de șah. Evident că întotdeauna pe planeta asta au încercat unii care să obțină supremația. Evident că sunt alții care se opun. Din totdeauna s-a întâmplat. Și asta se întâmplă acum și cu războiul. Există blocul vestic cu Statele Unite care au vrut să stabilească ordinea mondială. E, de partea altă, rușii, China și arabii nu vor ordinea mondială americană. Și a ieșit Balamuc. Dar asta a fost din totdeauna. Asta a fost și în Vietnam, a fost și în Coreea, a fost și în Irak, a fost și în Afganistan. Deci întotdeauna s-au întâlnit forțele astea undeva. Din păcate, acum s-au întâlnit lângă noi. Lângă noi. Și asta e. Acum. Și-a creat panică. Și-a creat panică asta. E firesc să fie? Absolut da. Războiul a fost? Absolut da. Crezi că e important dacă mor de cancer sau de un glonț în cap? Adică, părerea mea e că e mai rapid așa decât un cancer în pat de spital, mai bine un glonț în cap. Acum, depinde, știți, fiecare cum... Poți să estimezi așa când se încheie perioada asta tulbure? Toată lumea îmi spunea, care știa că mă întâlnesc cu tine, întreabă-l pe domnul Argeșanu când se termină războiul, când se termină pandemia, eu când se termină criza. Eu nu cred că se termină curând. Și vreau să vă spun și de ce. Partea rusă, care nu reprezintă partea rusă, partea rusă reprezintă o parte a planetei. Adică ce înseamnă partea asta a planetei? Partea planetei care a fost călcată de coadă pe coadă de tot ce înseamnă Statele Unite și Uniunea Europeană. Adică, Statele Unite impune, de exemplu, dolarul american. Ok? Toate plățile se fac în dolari americani. Când are chef Statele Unite, crește, scade dolarul în funcție de cum au interesele. În schimb, Uniunea Europeană, când și-a făcut monedă proprie, a apărut euro. Îi convenea, euro crește, scade în funcție de cum le convine și lor. Bun, știți că la noi sună telefonul, dolarul e atât. Nu există niciun alt criteriu economic decât că sună telefonul. E, aveți dolarul atâta. Adică noi în halul ăla suntem. Și deci nu există o piață, o ceva, în funcție de interesele cuiva. Bun. Evident, rușii, tot ce înseamnă ruși, China, India, s-au supus. Dar ei reprezintă mai mult decât Uniunea Europeană și Statele Unite la un loc. Și lor nu le convine treaba asta. Și atunci, evident că au făcut un bloc și războiul ăsta se va încheia în momentul în care forțele astea, mă refer Statele Unite UE, or să ajungă în consens cu Rusia și celălalt. Că Rusia nu e singură. Acum toată lumea bate monedă pe Rusia. Nu. Dar tu mai ai informații și din lumea nevăzută. Absolut da. Așa. Cam când estimez că s-ar încheie? Acum aproximați. Știți, dădea unii că se termină în 2023. Eu nu cred. Nu simt. Nu simt. Și de ce nu simt? Pentru că ca să se încheie, unu, Rusia nu se poate schimba, nu se mai poate întoarce. Deci Rusia o să meargă până la capăt. Asta dau în scris. Oricând, la orice ori. Deci ea nu se mai poate întoarce. De ce? Își pierde credibilitatea în fața statelor asiatice. Ori Rusia a suferit deja de faptul că a fost marginalizată.
n-a băgat-o nimeni în seamă, nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite, aia e Rusia. Și atunci Rusia, ca să iasă din conul ăsta de umbră, n-are decât să meargă mai departe. Și Rusia va merge până în pânzele albe și nu va... Și va... Rusia se va opri în momentul în care o să vrea armistițiu partea cealaltă. Da, eu dau un scris azi. De ce? Avem filmare. Aveți filmare. De ce? Există un joc al rolului în psihologie, da? Și în jocul rolului din psihologie trebuie să te pui în capătul cealaltă. Bă, ce vrea să facă? Eu nu judec pe până. Eu mă pun în rolul, lui. Ce are el? Își iubește poporul? Da, sunt absolut convins. E mână de fier? Absolut da. Își dă seama că Rusia a primit pumn din gură? Da. Își dă seama că a fost, că e marginalizată, e subestimată ca putere, e absolut da. Ce-i de făcut? Bun. Și a plecat. În momentul în care a plecat, știți, ecta est, deci zarurile au fost aruncate, nu mai poți să te oprești. S-a încheiat, ai plecat odată, să cucerești, nu te mai întorci. Și din perspectiva Rusiei, nu poți să înfrângi Rusia asta, poate să o spună oricine, când aud pe asta că Ucraina care învinge Rusia, mă ia cu jale. Nu poți să înfrângi Rusia, NATO nu se poate niciodată, pentru că nu poate să ajungă acolo. Gândiți-vă că Rusia, m-am uitat pe hartă într-o seară. Și am început să analizez, că mie așa îmi place. Și știți, Rusia are un sfert din lungimea globului pământesc. Mă, un sfert. Deci, stă mintea în loc. Așadar, mai avem ceva... Bun, și okay. Vreau să spun ceva. Nici NATO n-a să... Nu NATO, că NATO nu... NATO e jandarmul planetei și el se supune cu ei de bani. Punct. Asta e NATO. Așa, hai să vedem noi să ne întoarcem la cele spirituale, okay. Și ce facem noi așa în viața de zi cu zi, având în vedere că auzim tot timpul la televizor că vine criza, că băncile or să cadă, că n-o să avem bani, că o să fie secetă, că o să fie foamete. Ce avem noi așa de făcut? Deci, în primul rând, apropo de criză, vedeam o emisiune, că mă mai uit așa că nu prea am somn câteodată, și vedeam o emisiune despre lanțurile de supermarketuri din Europa. Și făceau ăștia o statistică câtă mâncare se aruncă în Europa. Și la noi, evident că... Adică, dintr-un... de la de carton, de la de mere, da? Se înnegrește unul, se aruncă. Din, nu știu ce, o roșie să zică, se aruncă toate. Bun. Și atunci au apărut firme care iau mâncarea asta sau fructele și se transformă în fresh-uri, în mai știu eu ce. Adică mâncarea second hand. Nu știe nimeni că e second hand. La nemți au apărut magazinele alimentare second hand. Adică efectiv produse care sunt expirate și care sunt revândute la nu știu cât la sută din valoare. Bun, problema era în felul următor. Dacă la un supermarket se aruncă, nu știu cât, 20%, oricum, era o cantitate foarte mare de mâncare. De la carne, ouă, deci toate tipurile de produse. Pentru că până și sarea are termen de expirare. Adică, stupid, nu? Și orez și multe. Și întrebarea pe care, și era un reportaj făcut de francezi, mi se pare, întrebarea era, care este prețul real al alimentelor dacă se aruncă 20-30% din ea și totuși lanțurile de supermarketuri sar ca ciupercile după ploaie. Ai văzut și la noi de sărbători câtă mâncare se aruncă? Nu, e vorba de dacă tu îți permiți să arunci 30% din produse și ești totuși în profit vânzând, cât este prețul real dacă tu 30% l-arunci? Adică, ideea este în felul următor. Sunt supraestimate toate prețurile. Sunt supraestimate prețurile, 1. 2. Există o supraproducție de alimente. Deci noi nu suntem într-o criză alimentară. Noi suntem într-o fază criză de alimentară. Că seceta de anul ăsta poate să producă o criză alimentară? Da. Dar nu o să producă pentru toată lumea. Mulți nu-și vor mai permite să cumpere atât de mult. Hai să spun ceva. Organismul uman este o mașină foarte eficientă.
Și chestia că trebuie să mănânci trei mese pe zi. Mese pe zi cu trei feluri de masă este absolut greșită. Și în mănăstire se mânca de două ori pe zi. Iar puznicii mâncau o dată pe zi, iar în Ramadan se mănâncă după apusul soarelui. Și vreau să spun ceva. Corpul uman are absolut tot ce îi trebuie cu o singură masă pe zi. O singură masă cu de toate. Corect. Bun. Deci, nu murim de foame. Adică, oamenii și-au făcut din chestia asta că trebuie să mănânce de trei ori pe zi, că nu, e o stupiditate. Și așa au zis și medici. Dar să știți că corpul uman e o mașină foarte, foarte eficientă. Bun. Ce o să întâmple, de fapt? O să fie o criză care este indusă artificial. De ce? Pentru că în criză firmele dau afară oameni și atunci își cresc pur și simplu veniturile prin faptul că au mai puțin angajați decât. Se întâmplă, o să se întâmple, noi o să trebuiască să ne îndreptăm către țăranul român, să învățăm, să mă apreciem. O să trebuiască să ne găsim surse de alimente în zone care nu pot să fie afectate de secetă, de eventual un război sau mai știu eu ce. Să mi zic, orice război care vine, în războiul actual nu o să mai fie. Ori este ăla cu bomba atomică și atunci oricum ne mai interesează, ori este cel țintit. Țintit înseamnă orașe, baze militare, etc. Deci nu afectează pe toată lumea. Și atunci, dacă tu ai oameni care locuiesc la țară, care au găini, care cresc porci, care tot. Eu, de exemplu, am un amic foarte bun care și-a deschis o fermă de-asta mică, o microfermă. Și el produce, adică crește pui de-aștia, mă rog. Deci nu murim de foame. Nu murim de foame. Planeta are resurse. Planeta are resurse nu pentru cât suntem, pentru cred că de 10 ori mai mult decât suntem. Problema suprapopulării nu a apărut din cauza faptului că planeta este suprapopulată. A apărut din cauza oamenilor bogați. De ce? Hai să vă spun ceva. Te duci în Egipt, da? Că tot ne-am întâlnit în Egipt. Hotel de 5 stele. Își permite toată lumea la ora actuală. Corect? Te duci cu barca, te duci, vezi, cum se cheamă, coralii, vezi, da, recifre, vezi, te duci pe Sinai, te duci la piramide. Oricine, la ora actuală, își permite, dacă strânge bani, într-o lună să ducă să vadă așa ceva. Știți cine au fost cei mai frustrați? Oamenii bogați. Pentru că ei, având bani, nu își permit să se mai ducă în locurile aia, tocmai pentru că e aglomerat. În Thailanda nu mai poți să te duci să vezi Maya pentru că sunt zeci de vapoare, zeci de bărci de alea de 40 de locuri. Și au mai luat insule prin Oceanul Indian. Degeaba poți să ții, dar ești singur acolo. Tu nu poți să vezi ceea ce vede toată lumea pentru că toată lumea are acces acolo.